Amfiteatrul K1 de la Centrul de Conferințe al Universității Politehnica Timișoara a găzduit joi conferința de presă care a prefațat debutul echipei de fotbal Politehnica Timișoara în sezonul de primăvară al Ligii a doua. Au fost prezenți totodată jucătorii transferați de club în această iarnă. Ei sunt Bogdan Vasile, Cristian Dros, Alin Mania, Mihai Ene și Cristian Ene. A venit tocmai în ideea, așa cum obișnuim, ca la conferința de presă de început de tur sau de retur sau de campionat, să zicem, să arătăm că suntem alături de echipă și că suntem foarte implicați la ASU. Chiar așteptam cu nerăbdare această conferință de presă, pentru că este premergătoare primului joc oficial și cel mai frumos lucru în viața unui fotbalist cred că reprezintă meciurile oficiale pe care le dispută. Oricât de multe antrenamente și oricât de frumoase și atractive încercăm să le facem, până la urmă meciul oficial este cel care aduce plăcere și bucurie oricărui fotbalist. Dacă e să discutăm puțin despre perioada de pregătire pe care tocmai am încheiat-o, pot să spun că sunt în mare parte mulțumit. Am avut o pregătire foarte bună, chiar dacă a fost susținută pe plan local. Am avut parte de condiții foarte bune de pregătire, de cazare, de masă și cred eu că nu ne-a lipsit aproape nimic pentru a putea să ne pregătim în condiții optime pentru acest mini-retur, dacă pot să-i spun așa, care începe peste două zile. Legat de partidele de pregătire și de verificare pe care le-am disputat, chiar glumeam cu colegii din staff că este pentru prima dată în cariera mea de antrenor, de când antrenez la nivel de senior, când nu am pierdut niciun meci. Pentru noi suporterii totdeauna pauzele de iarnă sunt extrem de lungi, sau așa ni se par, dar a fost foarte multă muncă. Am încercat să construim o echipă care să facă mai multă treabă decât în tur și eu zic că am reușit. Am întâlnit aici niște oameni deosebiți care mă prind foarte bine. Băieții și staff-ul tehnic au fost foarte, foarte apropiați față de mine și mă bucur că am ajuns aici. Începe noul sezon. Cred că toată lumea este nerăbdătoare să vadă echipa Politehnicii la treabă. Și noi jucătorii am trecut prin perioada asta de pregătire cu un iarnă care este foarte grea, cred că cea mai grea perioadă în viața unui jucător. Și cred că abia așteptă toată lumea să ne vadă sâmbătă. La startul sezonului de primăvară a Ligii Secunde, Politehnica este pe locul 11 cu 25 de puncte.